În preajma sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți oameni își doresc să ofere un dar celor cu care soarta nu a fost atât de bună. Așa s-a întâmplat și astăzi, când un grup de preoți de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din municipiu au dăruit pentru 7 copii instituționalizați din casa de tip familial Constantin fructe și dulciuri. Tradiția și obiceiul, și să știți că pe seară așa ne-am întâlnit și cu el, și a spus că până ajunge el la voi așa, că ați fost cu minți, a spus să trecem și noi, să vă lăsăm câte un cadouaș, câte ceva. Eu cred că ați fost cu minți, nu? Da. Nu? Cei mici au primit oaspeții cu multă căldură, le-au recitat poezii și au cântat colinde. Am plecat să colindăm, dom, dom, să lăsăm, când boierii nu-s acasă, dom, dom, să lăsăm, când boierii nu-s acasă, dom, dom, să lăsăm. Dom, dom, să-nătăm, dom, dom, să-nătăm, ca pleca la vânătoare, dom, dom, să-nătăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nătăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nătăm. La rândul lor, preoții le-au cântat și ei micuților un colind de Crăciun. Trei crai de la răsărit spre seau călătorit și-au mers după cum citim până la Ierusalim. Preoții au oferit cadourile cu ajutorul comitetului parohial.